Operațiunea Arena s-a derulat în 4 state, România, Slovacia, Polonia și Cehia, și a vizat anihilarea unei rețele foarte importante de trafic de amfetamine și metamfetamine cu relații pe două continente. În România au fost reținute două persoane, Laurențiu Huică, fost vicepreședinte al Asociației Producătorilor de Medicamente, și Cristian Iosipescu, fost membru al celebrei Academia Hoților, susțin surse judiciare. Liderul grupării era un slovac din Bratislava, numit Jan, în conversațiile interceptate, susțin aceleași surse. Ancheta poliției activiștilor antidrog a durat în jur de un an. Acești cetățeni români constituiau celula activă din România specializată în inversiunea precursorilor și trimiterea acestora către celulele de preluare a medicamentelor cu conținut de efedrină și pseudoefedrină, care mai apoi ajungeau în laboratoarele de producere a metamfetaminei. Membrii grupului au transportat comprimatele din România în Polonia către societăți deținute de membrii celulelor care asigurau distribuția ilegală a pastilelor către laboratoarele clandestine de metamfetamină. Produsul finit se vindea în mai multe state, chiar și în Japonia, unde un kilogram de amfetamine ajungea și la 100.000 de euro, dată fiind cererea ridicată de pe piața locală. În jur de 20% din bani erau opriți de cei din gruparea infracțională japoneză Yakuza, ca taxă pentru a permite derularea afacerii în statul asiatic. În Germania, prețul era mult mai mic, aproximativ 40.000 de euro pe kilogram. Surse judiciare susțin că 2.000 de euro ar fi costul de producție al unui kilogram de droguri sintetice. Așadar, câștigurile rețelei erau uriașe. Fabrica de medicamente se afla în localitatea Voluntari și este închisă încă din 7 martie, în urma controlelor efectuate de inspectorii Agenției Medicamentului. Aceștia spun că pentru uzul de efedrină există o autorizație din 2006, dar nu și pentru procesarea pseudoefedrinei. S-au constatat fabricarea și comercializarea de medicamente fără autorizație de punere pe piață. Printr-un proces de fabricație care nu era validat. E vorba de comercializarea unor serii dintr-un produs care nu avea autorizație de punere pe piață nici în România și nici în alte state membre ale Uniunii Europene. E un amestec de o substanță. În principiu, acolo interesul principal l-am avut referitor la substanța pseudoefedrină. Surse autorizate susțin că supravegherea unui singur transport din România presupunea prezența a 45-50 de polițiști care făceau urmărirea de la partea fabricii din Voluntari până la destinație. Anchetatorii au explicat cum funcționa sistemul de transport al medicamentelor. Anchetatorii spun că în perioada monitorizată au fost produse în jur de 169 de milioane de comprimate, în care au fost înglobate aproape 5 tone de precursori. Acțiunile ilicite erau disimulate sub paravanul derulării unor operațiuni comerciale cu aparență de legalitate. În Cehia și Polonia, una dintre cele mai mari probleme o reprezintă producția de metamfetamină în laboratoarele ilegale, iar precursorii furnizați de membrii grupării reprezentau una dintre cele mai importante substanțe în producția de droguri. Surse autorizate susțin că la ultimul control, 3 dintre farmaciștii fabricii au fost amendați tocmai pentru că ar fi permis ieșirea unui transport de pastile cu conținut de pseudoefedrină, pentru care nu aveau autorizație de producție. În același timp, societatea comercială care controlează fabrica a fost amendată cu 200.000 de lei.